Salutare! Salutare, măi! Știți voi, omuleți frumoși și scumpi și foarte dragi mie, unii dintre voi. Nu toți, evident. Măi, astăzi, da, m-am gândit să mai revin și eu pe aici, așa, pe canal. Nu pot, vă spun sincer, nu am dispoziția necesară în a filma mai des, deși, repet, am încercat. Nu îmi iese. Momentan. Dar, Așa când și când mai vin către voi cu un episod și uh, după cum vedeți și voi afară e cald, infernal, infect de cald, aș putea spune. Și da, destul de dificil cu purtatul de parfumuri. Bine, eu n-am treabă pentru că mie oricum îmi place să fac scandal cu parfumurile, indiferent că e cald, că e frig... Da, la mine e cu, trebuie să fie cu trenă lungă, de cele mai multe ori, adică în undeva 95-98%, așa. Și mă tot gândeam eu, mă, dacă tot e căldura asta infernală, da, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că, da, eu nu suport soarele până la urmă, nu neapărat aerul în sine, cât nu suport ideea să mă, să mă bată soarele. Măi, despre ce aș putea să vorbesc, ceva care să-mi inducă senzația de fresh, răcoros, glacial, un pic, aș putea spune și, da, să renunț așa, măcar la capitolul parfumuri, la negru, o perioadă, da, măcar când, cât filmez despre dumnealor, pentru că, da... Hai să nu mai purtăm chiar atât de mult negru pe căldură, așa, mai ales la partea asta de profiluri olfactive. Și uh, minta mea, asta puțină, uh, s-a oprit asupra două expresii numai bune pentru sezonul ăsta estival, sezonul ăsta cald în care, băi, abia poți, să te suporți pe tine, poți să-ți suporți hainele de zi cu zi, da, și ăsta e doar începutul, gândiți-vă, ăsta e doar începutul, că încă n-au venit căldurile hăle mari, nu vreau să mă gândesc ce va fi mai departe, dar în fine, să zicem așa, să gândim pozitiv, să ne facem zen și să... ce să ne gândim că, băi, totuși trecem cu bine, da, SPF-ul la purtători, mânecile lungi, gluga pe ochi, cel puțin la subsemnata și paci mi drumul, monșer și dragă fă și dragă bre. Dar să nu mai lungim și să nu mai lățim, așa cum am eu stupidul obicei pentru care mereu mi-am atras o grază de critici și de observațiuni, unele fondate, altele nu. Trecem la subiectul episodului nostru de astăzi, pentru că iar avem invitați frumoși, așa și vorbim, da, pentru că spuneam, e cald, da, aproape insuportabil. Abia ne suportăm uh, hainele de pe noi și abia ne suportăm propriile persoane. Uh, mai, vină către voi cu ceva foarte fresh, foarte albastru, foarte răcoros da, în zilele astea caniculare, vin către voi cu ceva albastru și fresh. Bă, da, un fresh din ăla de... te izbește până, până în ficat și până în măduva oaselor. Deci, da, chiar un pic așa cam spre Mr. Proper, ăla de lămâie, da, freshul ăsta, da, mă, până la urmă... După ce trece toată deschiderea ca de Mr. Proper, parfumul în sine e foarte mișto, adică Nimic de -a reproșat la capitolul ăsta, trebuie doar să te obișnuiești. Bine, cui place profilul de light blue de la Dolce Gabbana știe cu siguranță la ce mă refer. Da, chestia aia fresh, aproape chimică, băi. O regăsim și de data aceasta, despre cine vorbim astăzi, pentru că vin în fața voastră atât cu originalul, cât și cu două profiluri din aceeași familie olfactivă, nu spunem clone, pentru că până la urmă sunt parfumuri cu amprentă proprie, este vorba despre profilul factiv al lui 724 de la MFK, Maison Francis Curgeon, sau cum s-o pronunța numele ăsta, că de fiecare dată îl sfeclesc și nu sunt singura, săra om, cred că sugite, amarnic și intens și cum mai vreți voi la auzul pronunțării pronunției numelui domniei sale în diverse moduri. Bă, de spunem pe scurt, MFK, da? Și după cum vă spuneam, am aici, din originalul MFK, am o mostră, un sample. Bă, pe ăsta l-am, cred că de anul trecut, de când am fost la Biotic, când l-am cumpărat pe bete de la Zoologist, am primit cadou printre alte mostre de parfum și acest... MFK724, dacă nu mă înșel, cred că fusese lansat sau urma să fie lansat, nu mai știu exact. Dar, mă, odată a ajuns acasă, bineînțeles, am discutat dă dos, dăs, dăs, și dăs, nu știu ce, pungulița magică. Bineînțeles, am așezat prețiozitatea la loc de frunte, așa, la loc ferit, frumos, gigea, țâță de mâță, da. Și am zis, mă, să bag un pic nasul și prin respectivele mostre, m-am mai avut ceva de la BDK, pasă soar, parcă pe acela l-am făcut pachetel pentru că nu rezonam cu acel profil olfactiv, cred că e pe la Oana, Oana Valkyria, da, cred că pe la ea a ajuns acel sample, nu mai știu, am mai avut ceva și da, cele două mfk uri bineînțeles, sunt EDP-ul, nu extractul și acest MFK 724. Eu așa îi spun, 724, 724, da, așa mă simt tot cel mai bine pronunțându-l. Și da, cunoscând profilurile olfactive pentru bacara și pentru Wood satin mood, da, pe care le știți foarte bine cum se prezintă și sunt să zicem așa, monstruoase, da. Băi, în momentul în care l-am mirosit pe acest 724, pentru că, da, în primă fază despre el vorbim, pentru că de la profilul lui se pornește, uh, am avut așa un șoc, pot să zic, pentru că, da, nu semăna cu ceea ce știam eu de la MFK până în momentul de față, da. Asociam MFK cu arome foarte puternice trenă lungă, polarizante, magnetice și cum mai vreți voi, da, pentru că știți foarte bine. Bacara Ruj a creat și creează în continuare o adevărată isterie. Da, deci isteria Bacara Ruj încă nu s-a terminat. Sau cum zice Ardeleanu, pa lui Grai, fain, mă, încă nu s-a gătat isteria asta. Sau Moldovenu, dar nu s-a terminat, ă, așa ceva, mai durează, voi, mai durează, voi, Vrem și noi, mă, și bacarale de elea. Așa, ud uh, satin mod mai puțin. gran Soarul cred că, începe să ia teren în momentul de față, pentru că, da, este tot așa o aromă foarte, 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 foarte așa. Și, mă, 724 ăsta m-a surprins. Prin curățenia lui. Este foarte laundry, foarte fresh, foarte citric. Uh, el e conceput cumva ca un parfum... Uh, Urban, casual Da, cel puțin așa l-am identificat și eu Sper să nu mă înșel vis-a-vis -vis de prezentarea lui Dar cumva în această zonă De urban, de casual De lejer, chiar de sport Băi, sincer eu aromă Pe care că, că și la sală O poți purta, dar totuși cu măsură Pentru că deși vorbim despre un fresh Da, vorbim despre MFK Iar când spunem MFK, spunem Arome cu trenă Lungă, în general da, deci tot, tot, ce înseamnă portofoliu MFK, deși sunt mai feminine, mai masculine, mă rog, marketate strict de către consumatori. Eu le -ă spun parfumuri la modul general, pentru că, da, mi-am luminat și eu mințile, ori tot urmărind, mai ales canalul lui Coco de la Simțuri Ascuțite, salutare, salutare, mersi pentru tot ce m-ai învățat până în momentul de față, sincer. Așa, Băie, parfumurile nu au sex, nu au gen. Sunt neutre, măi, oameni buni, înțelegeți-mă. Uh, le porți așa cum vrei, când vrei. Le poartă cine vrea. Deci, numai că ăla e feminin, că ăla e masculin, că la bă, mâine, pui mâine o să fie și parfum transgender, bă, ca să fim așa... Politică uh, politically corect sau... Uh. Băi, parfumul nu are gen, da? Înțelegeți? Nu are gen, nu are vârstă, nu are rămâne până în nici moment al zilei, dacă stăm să ne gândim. Dar nu despre asta este vorba. Am vrut să fac așa o introducere. Și da, vorbeam despre profilul lui MFK724, pentru că de aici vom pleca mai departe către călătoria cu cele două profiluri din aceeași familie orfactivă. Mă, 724 ăsta. Pentru că da, dintr-o mostriță din asta poți să-ți faci o idee, dar Deși eram tentată să o consum pentru că îmi place, deși nu sunt adepta aromelor fresh, citrice, arvatice, ozonice, lau foarte laundry, da. Eu sunt pe răutățile alea, așa mai de sataniști, mai întunecate, mai știți voi, de alea venită de înfundul fundul iadului și de în fundul grajdului și al peșterilor și al catacombelor și fabrici părăsite și țevi înfundate și toate cele. Mai mi-a plăcut și eram tentată să folosesc sample-ul ăsta, bă, îl consum, asta e, la un mi-am făcut o idee, dar mă, căiut, căița mea, mă însărduța mea, bostănelul meu, ce-a gândit el? Mă, ia totuși să nu-l consum, pentru că cu siguranță undeva, peste ceva timp, va apărea un profil asemănător cu ăsta și poate va fi nevoie să le compar. În fine, la un moment dat, când uh, am rătăcit mostra asta, pentru că mi-am uh, tot schimbat un pic uh, cutiile, era căzută pe undeva prin spate, printre altele, da. Între timp, după cum vedeți, am găsit-o, pentru că dacă se află în fața voastră, e clar că am găsit-o. Da. Iar -o vorbesc mult și prost și fără rost. Și, da, ce să vezi. Între timp, mă tot uitam așa pe site-uri. Văd că apare un site nou. Da, pentru că trecem de la chestia asta, bine, haideți totuși să fac așa o mică introducere vis-a-vis -vis de uh, profilul olfactiv al lui uh, MFK 724, pentru că, da, pornim uh, pornim de la el. Uh. Mai, și ce să vedeți voi, că la asta o să vreau să ajung, da, pentru că vedeți, am aici uh, două sticluțe mari, dar. Repet, haideți să listăm uh, profilul olfactiv, Pentru că poate nu sunteți familiarizați cu acesta. Pentru că, da, toată lumea fiind ch încă chitită pe Bacara Ruj și Gransoar uh, și, și um, ăsta, Ud Satin, Ud uh, Silk. Uh, Gentle fluidity, Aqua Celestia, Pluriel și toate cele a la Rose sau nu mai știu. În fine, nu mai, nu mai contează. A, 2022 a fost lansat. Uh, Dacă am intrat, băi, nu pot să nu consult și uh, Fragrantica deși nu mai au neapărat de acolo ca punct de reper, pentru că unor mai dă niște kicks uri groaznice. Și da, după cum știți, fiecare parfum mai are și niște note care nu sunt listate, note pe care nu toată lumea le percepe la fel. Da, fiecare nas percepe ceva. Sunt acele note fantomă, cum, mă rog, îmi place mie să le mai spun. Și acum să vedem, haide mă. Da, în fine, am intrat puțin pe fragrantica, da, dar se pare că ne face ceva figuri, site tu nu știu mă ce e cu semnalul ăsta, Dacă mă cam supără de ceva timp. Așa. Vorbim acum, repede, despre 724, adică despre acesta. Este un parfum, bineînțeles, unisex, a fost lansat în 2022, are ca note, are note ale și bergamotă de calabria, ca de mijlocarea de egipteană, filadelfus și sângele voinicului, iar ca de bază are moscalb și lemn de santal. Dar, vedeți voi, în acorduri, Uh, avem cumva o altă listare, pentru că avem o dată florală, avem aldehida, avem mosc, avem citrice, avem note proaspete, avem note pudrate, florale, dulci, proaspăt condimentate și lemnoase. Da, este practic un conglomerat din uh, mai multe acorduri. da, Acorduri multiple, diverse. Spuneți-le cum vreți sau cum puteți. Dar, cel puțin cum îl percep eu, principalul acord din acest parfum este cel citric. Moscat, răcoritor, laundry, cum mai vreți voi. Dar, repet, citricul este cel care acaparează tot. Cel puțin în accepțiunea mea. Și, da, o să râdeți acum de mine, mie, sincer, în deschidere. Atât originalul, deci dumnealui, da? Dumnealui, Dumnealui pe care îl vedeți aici, cât și, A, băi, am un flicker mic, mă scuzați, cât și celelalte două parfumuri din aceeași familie olfactivă, băi, deschiderea, deci la toate trei, nu vă mint, îmi seamănă pentru un minut, două, trei minute, îmi seamănă cu Mr. Proper soluția aia de curățat podelele, aia extrem de citrică. Și da, dacă nu cunoașteți și originalul, ați putea spune, dar mă, că asta e stilul parfumului făcut, n-au, greșită, ăia, mă Nu, originalul miroasă la fel. Deci, mă vedeți, îl am pe el, da. Deci, mostră oficială, nu vreau. Chestie de altundeva, da? Deci, vedeți, mostra oficială, iar aici, da, pentru că acum o să vorbim despre cele două parfumuri care seamănă cu acest 724, și anume, aici le avem pe Asten 740 și aici le avem pe Black Art 24 uh, Black Art 24 Hours de la Flavia by Sterling Perfumes, da? Flavia este un sub-brand al brandului Sterling Perfumes. Da, nu intru acum în detalii, căutați pe Google, vedeți exact despre ce e vorba, dar linia asta Flavia are foarte, foarte multe expresii. Mai, acum am văzut că au apărut și unele noi. Am impresia că au o gamă inspirată de Tom Ford. Intrați pe vivantis.ro pentru că eu de acolo l-am cumpărat pe dumnealui. Iar pe Aston 740 l-am cumpărat de pe Cento Parfum. Un site relativ nou a apărut cu parfumuri din astea prietenoase și cu bugetul, parfum care miros bine. Da, cu siguranță prin online deja ați văzut reclamele. Sunt niște fete foarte simpaticuțe care fac ele reclamă la parfumurile de pe Scento, da. Nu-s neapărat genul meu acele fete, adică nu știu, n-aș putea să fiu ca ele, dar pa, sunt simpaticuțe în felul lor, cum prezintă și sincer nu văd de ce răutățile la, că ai boderață, că mai bine stai acasă, că de ce ne prezinți porcările la, că sunt fake-uri, că băi, să ne înțelegem, pentru a nu știu câte oară, parfumurile Middle Eastern, dragilor, mai dragilor și drăguților și drăgușorilor și cum mai vreți voi și drăgușorilor, așa, băi, parfumurile Middle Eastern nu sunt fake-uri, da? Sunt doar niște parfumuri care se inspiră din alte profiluri, dar totodată au și amprenta proprie. Se pare că subiectul ăsta încă na dă naștere multor discuții și multor controverse și oricât am încercat noi, cei care, mă rog, cumva ne-am îndreptat către segmentul ăsta, către middle listern și ne mai, mă rog, mai documentăm așa puțin tel, oricât am încercat să explicăm treaba asta, nu. Există Gigel sau Marița Contrescu, da? care mereu o să-ți vină cu sau un fake-uri. Băi, ok, din păcate, în momentul de față, da, a apărut fake-ul la asta și la parfumurile Middle listă. în ceea ce mi se pare o stupizenie grotească, așa la modul, Pff, nici nu găsesc cuvintele potrivite, bă, părmânește cât mama mătii dă fomist să fii, încă să te apuci să fake-uiești un parfum arabesc, mă rog, de proveniență orientală, da, să-i spunem așa, la modul general, pentru că, da, nu intră doar zona arabă, practic e zona islamică mai mult, mă rog, e discuție lungă aici, nu-i bucătăria mea, nu mă pronunț, îi las pe alții care cunosc mai bine domeniul, eu încă sunt la început. Uh... Cât te, te apuși, mă, să faci un parfum care provine din zona asta, care e deja la un preț rezonabil. Tu ce mai vrei să mai obții de acolo? Deci, mi se pare culmea grotescului și culmea prostiei, da, în momentul de față să feicuiești parfumurile middle Eastern. Și, mă scuzați, cine cunoaște anumite sticle din zona asta, își dă seama momentul în care are de-a face cu un fake sau nu. În fine... Asta a fost doar așa o a 11.000 paranteză, da. Pentru că, repet, totul a pornit de la cât de citric este profilul lui 724. Și da, dacă nu-l cunoșteam, da, aș fi zis, mă, astea sunt așa două parfumuri și după aceea, da, am spus, de site-ul ăsta de o parfum. Despre Vivantis nu vorbim pentru că este o platformă din asta foarte mare, deja o cunoașteți. Uh, dar, măi, pe asta pe Aston 740 l-am găsit pe Scento Parfum, l-am văzut și la cineva din străinătate, l-am văzut pe Instagram și chiar am zis am impresia că se găsește și în România, dar nu sunt sigură și m-am apucat, am căutat și bingo, l-am găsit fix pe 740 pe site-ul de la Scento. Și mi-am adus aminte că acolo văzusem acea sticlă, dar nu i-am dat importanță, am zis, mai ok, nu e de... Nu e de luat în calcul momentan, dar, mă. Între timp, găsind mostra oficială de la MFK, mi s-a reaprins pe culețul și am zis, mă, hopa, zic, a apărut uh, un parfum care are o interpretare, mai mult sau mai puțin apropiată de 724. Da, o să vedeți că până și sticluța cu o pe acolo vrea ea să se ducă și să călătorească și etică și bla bla bla. Și uitându-mă, le am mandat și pe site-ul tău, de, -a de -a la Vivantiis, acum da, haideți să nu să nu uităm și de, de ei. Aveau acolo niște lichidări de stoc, niște reduceri și dacă nu mai să cred că și ceva nou nu mai știu. Sau e chestia cu prețuri avantajoase. Și văd acolo Black Art 24 hours. Sticla albastră Cu, mă rog, chestiile astea. Păi ia. Hopa, zic că asta se duce în direcția aia. Păi de-o am acasă pe 740 deja. Păi da, da, piticul meu este știți voi cum face. Păi da, dar îți trebuie și ăsta ca să le compari și ca să compari și cu originalul, că între timp ai găsit o mostră, Da, deci în capul meu era un talmeș balmeș din ăla de zile mari. Și da, până la urmă l-am luat și pe ăsta. Pe Black Art 24 Hours. Da. Și acum ajungem la ele două, pentru că da. Trecem la atacul clonielor. Da, aici nu e, nu e războiul nimănui cu altcineva. Vorbim doar despre parfumuri strict comparativ. Da? Începem cu 740, pentru că pe el l-am cumpărat primul. Da? Uh, avem aici această sticluță de culoare albastră, băi, o sticlă foarte frumoasă, da, numai că cameroiul meu, iară, e obraznic, da, așa se prezintă sticla lui Asten 740, da, cumva în momentul în care îl vedem ne duce clar în direcția lui MFK 724, pentru că, da, această sticlă cubică, capac auriu pătrățos, această fațetă aurie, da, aici și o de parfum, nu știu ce, cum au și ei, MFK, bla 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 și toate cele, da. Și acum să vedem, pentru că vreau să discutăm despre ele. Am să aplic pe mâna stângă, dăm câteva pufuri din Asta în 740, da. Și, între timp, da, să vedem... Da. Aici am uitat să... O să dau și din original, da. Pentru că da. Bă, m-am cu vorba și am uitat. Deci, rețineți. 740 aici. 724 aici. Și, da, aici îl avem și pe... Black 24 hours, da. După cum vedeți, tot așa o cutiuță albastră. Sticla de data aceasta nu a urmărit să o să se inspire din cea de la MFK, da, este sticla aceasta așa cu un capac gen coroană, sticla gen genul mai geisha, așa, sau I'm the king, I am the queen sticlele de la Ard al Zafaran, da, deci cam pe zona asta, așa, a vrut să se ducă, pentru că, da, până la urmă îi interesează conținutul pe oameni, da, conținutul să se apropie simțitor de cel de unde a plecat, practic, ideea, așa. Și aici îl avem pe acesta, pe Flavia Black Art 24 Hours și mă, o să-l dau și pe el pe aici, pe undeva. Așa, dăm pe toată mână, dăm să, să fie. Da, măi, și acum o să le las puțin pentru că, da, da după cum vedeți, cutie de-asta cu manșoane, cu strapoane, cu Carpoane, baloane, jetoane și alte chestii socoteli și o de abureli, cum îmi place mie să spun. Da, deci sunt ultra-mega giga pulverizată cu chestia asta extrem de fresh și de rece și de uh, citrică. Da, repet, uh, este un parfum uh, de purtat în jungla urbană. Acum, pe călduri, dacă vreți să vă mai răcoriți un pic, eventual ați vă și ceva cu multă gheață, o limonadă, da, și mergeți așa prin jungla urbană, pe arșiță, purtând un astfel de parfum, îl văd purtat cu haine de culoare albastră, bleu, bleu siel, albastru electric chiar, și de ce nu cu haine albe? Da, de exemplu, un tricou alb, o cămașă, larg, descheiată, da, deci cumva la genul ăsta de outfit s-ar potrivi parfumul ăsta. Și acum, băi, ca să le împăcăm pe toate, intrăm și pe profilurile olfactive ale celor două, pentru că da, l-am scris listat pe cel al originalului, doar că avem nevoie în momentul de față și de celelalte, ca să vedem exact unde este diferența dintre unul și celălalt sau unele și celelalte. Uh, da, chiar pe site-ul celor de la Scento Parfum, intrăm pentru că doar la ei se găsește acest 740, nu știu să mai fi apărut uh, în altă parte, deși site-urile, nu știu, am impresia că unele dintre ele, iar fac o paranteză, mă pare că stau unele în coastele celorlalte, parcă se vânează, mă, unii pe ceilalți oameni ăștia, ăla a adus nu știu ce, tai că aduc eu, ăla, ta, tai mă, că aduc eu altele și mai tare sau aduc și eu ce a adus ăla. Ai să vezi, acum facem aici concurență pe prețuri, pe livrări, pe de toate, știți voi. În fine, nu mă bag pentru că, da, nu vreau să-mi atrag antipatie pe segmentul ăsta, da Aici avem în felul următor. Vă spun descrierea de pe site pentru că, să stau să fac povești la ora asta. Avem așa o explozie de citrice luminoase și suculente, mă luminoase, nu știu cât, dar în fine, care se îmbină armonios cu dulceața florilor de portocal și bergamot, pe măsură ce parfumul se așează, acordurile bogate de lemn de cedru și mosca, adaugă o notă de profunzime și căldură, completând tabloul olfactiv cu eleganță și subtilitate, în fine, nu știu cât de reale chestia asta, așa, ca, ca o amintire a unor momente îndepărtate sau în... Al unor locuri exotice, și 7-40 te poartă într-o a simțurilor în care fiecare miros te învole într-un val de lux și mister. Parfumul ăsta ne redefinește conceptul de eleganță și, mă rog, rafinament, că Bla bla bla. Da, mai. Parfumul ăsta se pare că, din, punctul, din punct de vedere al profilului olfactiv, da, este tot din acea zonă citrică florală, fresh, are și, și un mosc din acela laundry în el, da. Deci, cumva, e, e din poveste. Acum, da, în vedere că le-am pulverizat relativ apropiate, da, pe cele două, îl am pe antebrați pe 740, iar la pliul cotului îl am pe 724, pe cel original, iar din cu am Black Art 24 Hours. Măi, sincer, ă, acum nu știu, o fi devine nasul meu că nu e foarte format așa cum aș vrea eu, dar la o primă impresie greu le deosebești. Vă spun sincer, greu se deosebesc. Într-adevăr, 740 are cumva o deschidere mai agresivă, mai brută, mai abrazivă, mai neșlefuită ceea ce îl face un parfum interesant și cu personalitate proprie, aș putea spune. Da? Deci vorbim despre el. Da? Este mai brut, mai neșlefuit în deschidere, dar mă, mie îmi plac și chestiile astea, brute și neșlefuite. Au un caracter așa mai aparte, au personalitate mai cumva, da, se potrivește să zic așa cu latura mea aia mai, mai neșlefuită, mai, mai brută să zic așa. Între timp, din coace, lucrurile stau un pic altfel. Pentru că, da, Black Art 24 Hours încearcă să se apropie mai mult de uh, MFK724 uh, și prin faptul că nu este atât de brut în deschidere. Are, să zicem așa, cum uh, mai spun oameni, un blending mai fin făcut Mai atent lucrat. Deci vorbim despre acesta, despre Black Art 24 Hours în comparație cu uh, 740, da și cu originalul cu MFK 724, da, Black Art se apropie mai mult de original decât 740. Asta datorită blending-ului mai fin decât are acesta, dar vis-a-vis -vis de amândouă, pentru că acum da, ne detașăm de 7 2, 4 și ne referim doar la cele două. Mai sunt două interpretări bune, două parfumuri foarte interesante. E un profil cu care cred că o să familiarizez destul de mult vara asta, având în vedere că mă omoară căldurile, deci nu mai pot plâng pur și simplu aproape în fiecare dimineață când trebuie să mă trezesc, să plec la muncă. Da, a devenit un chin pentru mine chestia asta, motiv pentru care nici măcar până la metrou nu mă mai deplasez îmi chem transportul la scara blocului pentru că mi-e imposibil. Mi-e imposibil să merg prin căldura asta. Am avut și o experiență, vă povesteam eu dețile trecute, foarte urâtă și da, mi s-a amplificat și mai mult fobia asta de căldură și de soare și de orice ține de sezonul estival. Da, și cred că pe cele două, trei, eu acum nu știu să vedem, cred că acești 7, 2, 4, Uh, va pleca mai departe să mai facă cineva comparație cu el, da, în cazul în care îmi dă de veste că și-a cumpărat unul dintre cele două, da, uh, acest 724 Mostra Oficială va pleca către una dintre acele persoane dragi mie, da, care probabil își va lua unul dintre aceste parfumuri și, da, să aibă să facă o comparație între ele. Eu voi rămâne cu cele două, da, și, bă, nu știu, vara asta am să le port. Da, vara asta am să vă port și pe voi, măi. Dar, bă, acum nu vă gândiți că nu le-aș porta și iarna, pentru că și chestiile astea foarte citrice, bă, au iarna un impact așa pe nă-nău, Foarte mișto, cel puțin din punctul meu de vedere. Mie, sincer, îmi place să port și pur blanca. Ăla de la Avon. Iarna, nu știu, are, are un miros foarte, foarte mișto, cel puțin pe mine iarna E unul dintre parfumurile mele de iarnă, că mă rog, l-am purtat mai rar în ultima vreme, e partea a doua, dar ăla a fost mult timp parfumul meu de iarnă, așa, la modul cel mai serios. Dar revenind la cele două, vă spuneam, urmează să fie purtate pentru că da, e cald, vrem ceva fresh, rece, să ne dați senzația că, nu știu, turnăm gheață pe noi. Și cumva ele se duc și pe acolo. Asta datorită izului acela foarte laundry, foarte citric. Da? Foarte mister properistic, așa, în deschidere, un pic. Dar, bă, dacă vă obișnuiți cu chestiile de genul ăsta, deschiderea, să știți că dispare rapid. Și, mă, rămâne, rămâne un parfum, da, v-am spus, de purtat vara în jungla urbană. Și de preferat să-l însoțiți cu o ținută în alb și bleu. Sau alb și albastru, da, toate combinațiile posibile de alb și albastru, de la cel mai închis la cel mai deschis, mă, parfumul ăsta merge de minune. Atât pe fete, cât și pe băieți. Sau, de ce nu, pe acel outfit cu tentă marinărească, da, cu blomarin și cu alb, cu dungulițe, cu chestii, se potrivește foarte, foarte bine, contrastează plăcut. Albastru, bleu, așa, cu blomarin, cu alb, cum îmi imaginez eu că ar fi, da, sau nu știu, la o fată, de exemplu, cu ori niște pantaloni cu dungi albe, bleu -marin și o bluziță albă. Sau cu o cămașă, ceva, tot, tot așa în culorile astea și cu încălțăminte de culoare albă. Albă, deci nu bleu, albă. Deci încălțămintea e albă, iar restul ținutei are combinație, alb cu albastru sau navy, cu acest bleu marine, da, pentru că merge. Uh, da, cel puțin așa, v-am zis, așa văd eu, asociat uh, parfumul ăsta și, da, v-am spus, rămâne să le port pentru că, da, trebuie să mă obișnuiesc și cu astfel de profiluri, să mai las la o parte drăcizmele mele, alea negre și greu de dus. Nu pentru mine, că eu le duc cu tot dragul. Zece din ăsta îți duc în spinare, dar... Uh, mai am și cunoștințe care nu prea duc, uh, atât de ok chestiile astea în momentul în care îmi fac eu apariția, da. Iar ți-ai dat cu nu știu ce... Bine, au fost și unele care au strânit complimente, dar nu se poate, da. Dacă ați văzut un episod mai din urmă, așa. Dar, bă, în general, drăcovenile astea cu care mă dă eu sunt cam greu de dus pentru nasurile multora. Dar știți cum e, bă, Hufa cu cares dacă mie îmi place chestia aia. Uh, cumva genul ăsta de parfum face parte din amprenta, e amprenta mea, practic, e, face parte din personalitatea mea, din stilul meu, da. La modul bă să se știe că am trecut eu pe acolo, da, am fost în momentul ăla eu, eu am fost acolo și nu altcineva, da, cam, cam așa gândesc în momentul în care port un parfum din ăsta, care întoarce capetele așa la modul că te doare gâtul sau nu știu, atrage multe nasuri în jurul gâtului meu. Da. Știți la ce gen de parfumuri mă refer, dar mă, cu siguranță cred că și cele două. Ar avea un astfel de impact, bineînțeles, pentru cine poartă genul ăsta de parfumuri. Acum, da. Mai revenim un pic și la părțile tehnice ale celor trei. Mă, ce să vă zic? Vis-a-vis -vis de persistență, uh, trenă, chestii socotele, la burelii uh, din astea, uh, momentan nu pot să mă pronunț pentru că e prea puțin timp de când există cele două, de prea puțin timp de când le port, de fapt, da? pentru că, după cum vedeți, sticlele sunt aproape pline. Și la fel și cu Madame Mostră, da, am păstrat-o ca să pot să fac episodul ăsta, da. Bine am făcut că mi-am ascultat piticul ăla isteric care a urlat, s-a prins cu ghearele și cu dinții și a zis Nu, nu, nu consuma, nu, nu chișa pe tine, las-o acolo că o să-ți trebuiască. Pitic, mersi. Uh parfumuri fresh, dar, repet, sunt niște freșuri uh, care se departajează un pic de zona asta comună pe care o știm noi, A, fresh la care ține puțin și poți să chii și jumătate de sticlă pe tine într-o zi, că oricum până seara miroș, mai miroșa apă chioară, adică mai miroșa nimic. Nu, uh, ele au ceva impact, așa, dar ca orice parfum care până la urmă ajunge și el la final de zi, tot cu un skin scent rămână, da? Așa bănuiesc eu că vor fi asta tot. Deci până mă tot cu chestii skin scent, mai ales când avem de-a față cu astfel de profiluri din astea de vară. Dar, repet, totuși, nu vorbim despre acel profil pur de vară, da, acel fresh care se duce imediat, nu. Aici avem un fresh lemnos, ceva mai, mai elaborat un pic, care zic eu că ar face față și pe vreme rece. Da, gândiți-vă, nu știu, o zonă cu gheață multă sau cum nu știu, că luați un cub de gheață, vă dați cu el pe față și apoi vă pulverizați parfumul ăsta pe voi. Da, e o combinație, cred că, foarte mișto. Deja mă gândesc așa cum, cum ar fi. Bă, cam atât pentru astăzi, că da, în final am ajuns și la finalul episodului, așa, după Vorbe seculare. Uh, da, un episod în care am vorbit despre trei chestii albastre, până la urmă, da? Uh, nu știu, posibil să fie primul episod cu aceste parfumuri uh, pe YouTube uh, la noi în țară. Nu știu dacă le mai are cineva, nu știu dacă a vorbit cineva despre ele, trebuie să, trebuie să mai urmăresc un pic pe Instagram, pe la diverse persoane pe care le mai urmăresc eu așa, destul de constant, da, să văd dacă, băi, nu știu, le, le, are vreunul dintre ei. Și nu știu, am zis eu așa, că bă, că sunt eu prima care face review la... este, mă rog, review, prezentare, că o prezentare generală și, da, data viitoare, pentru că va mai exista un episod de genul ăsta, dacă, nu știu, nu face piciorușe, mm mod subit vreo sticluță de pe aici, pentru că da, eu umblând cu sticlele în traistă, da, mă expun riscului de a rămâne fără sticlă sau fără sticluțe după caz, da, pentru că avem la purtător una, două, trei sticluțe chiar. Uneori, da, dacă facem stratificare de trei parfumuri, avem trei sticluțe în traistă. Dacă nu o să facă piciorușe, sau dacă nu le fac eu piciorușe, cu siguranță va apărea și cel de-al doilea episod, în care voi reveni cu niște păreri mai coerente, mai concrete, mai bine împământenite. Astăzi a fost asta doar un episod general. Cam atât mai pentru astăzi, de aici la de pe canal, de pe minunatul cu făraș cu parfum. Un episod care a ajuns la 41 de minute, dar deși speram să vorbesc mai puțin, nu se poate, dragă fă, dragă bre, mă urmăritor, mă cum mai vrei tu. Asta sunt, eu sunt omul care vorbește mult. Nu știu cu ce ne vedem data viitoare, probabil că o comparație la un profil în genul gran soar, nu știu, ne mai gândim. Până atunci, știți ce aveți de făcut? Descoperiți în continuare Comori parfumate, bucurați-vă de ele, purtați-le când, cum și unde vreți voi și uh, da, băi, nu uitați, apropo, uh, puteți să mirosiți frumos indiferent de bugetul pe care îl aveți. Hai, v-am pupat! Pa, pa, ceau, ciao, ceau, ciao, vedere, ce asta la vista și ce mai vreți voi!